Doamne, Doamne, credeți-mă, o spun, credeți-mă lui Dumnezeu. Când m-am dus să, așa, să mai internez, mi-a zis doctorița, mai zice, nu, n-am ce să-ți fac, zice, ce-l amputez, la piciorul. Și după ce mi l-a amputat, doamna, am venit acasă și m-am dus la handicap, așa, și m-a văzut cu piciorul. Și când mi-a zis că am să primesc acasă niște taste. Deci v-a încadrat în handicap accentuat. Da. Ulterior și însă, pentru că v-ați luat proteză, mi-a dat 2.800.000, mi-a dat. Și din ăsta 2.800.000 mi-a luat, mi-a dat. Pentru că v-ați pus proteza, în momentul de față ce ajutor aveți? Mi-a dat 4. Ajutorul pe care îl primiți acum? Ah, 60 de lei. 60 de lei. Vă descurcați cu 60 nu, de lei? Nu, doamnă, nu mă descurc. Cum să mă descurc? N-am, ce să mai fac? Fac datorie la magazin. Fac datorie la magazin. Iau de mâncare, iau ce-mi trebuie. Și ce puteți să cumpărați? 60 de lei. Spuneați că numai butelia este. Butelia este de ulei, doamne. Nu pot să stau la mine, mă doare piciorul. Și nu, de butelie, basta, că pensa care iau, butelia e la putere.